Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun regăsit! FCU Craiova și-a găsit înlocuitor după despărțirea pe cale amiabilă de Adrian Mutu. După ce s-a discutat cu Marius Șumudică, Leo Grozavu și Eugen Neagoe, până la urmă severineanul Flaviu Stoican a preluat nou promovata din bănie. După rezultatele modeste obținute de FCU Craiova, sub comanda lui Adrian Mutu, familia Mititelu a decis să-și pună toată încrederea în Flaviu Stoican. Echipa nu a mai câștigat de 7 jocuri și avea nevoie de un restart. Severineanul a fost prezent la Craiova miercuri într-o conferință de presă. Știe ce presiune este la FCU, însă spune că are capacitatea de a construi o echipă puternică. Sunt omul care vreau să muncesc, pentru că este, într-adevăr, sportul, fotbalul este pasiunea mea. Și nu m-a interesat câți bani îmi dă familia Mititelu, nu m-a interesat dacă este lotul atât de slab, cum se spune. Nu, este un lot de jucători care poate crește. Asta este gândul meu și ceea ce am văzut eu la această echipă. Important este să vin și să-mi aduc amprenta asupra jocului echipei. Salvarea la jucătare sau play-off? În general îmi pun obiective îndrăznețe, dar este ușor de spus că vreau și fac. În interiorul meu, dar știu ce pot, încerc să transmit jucătorilor lucrul acesta. Sper ca și ei să conștientizeze că suntem la un club care vrea performanță, sunt condiții foarte bune. Important este că atunci când intră pe teren să joace fotbal. Stoican știe foarte bine ce înseamnă Craiova. Fostul fundaș a evoluat pentru Universitatea în perioada 1995-2002, dar și pentru rivalii de la Dinamo. Sunt fericit pentru că, în general, se pusese așa, nu știu, o etichetă că unul este stelist, că unul e dinamovist, că... Nu, eu vreau doar să vă spun că aici am jucat 7 ani de zile, iar la celelalte echipe am fost 1 an jumătate și apoi am plecat în străinătate. Apoi m-am întors. În general, sunt omul care sunt... sau îmi place să fiu statornic, să am continuitate, să plec la drum și să am cât mai mult timp la dispoziție. Dar timpul acesta depinde de rezultate. Ajuns la 44 de ani, Flaviu Stoican a rămas liber de contract după despărțirea de viitorul Pandurii Târgu Jiu din martie 2021. Fostul fundaș dreapta nu a mai antrenat în Liga 1 din 2019, de pe vremea când o pregătea pe Poliaș. Stoican este singurul antrenor originar din Mehedinți care antrenează în Liga 1.